studenții masele. Am avut o experiență foarte plăcută săptămâna aceasta în legătură cu o experiență, cu activitatea care am făcut-o cu cele două clase de a 12-a MAN, AU și BU. Se văd, sunteți aici? Până la fel dacă vedeți, așa. Și Nicole. Am avut o temă legată de patriotismul național și unul local, care constituie, de fapt, o mică ramură a geografiei culturale. Tradiții, obiceiuri. Noi ne-am axat acum special pe un lucru care puțin s-a scris, puțin s-a determinat. Este vorba de tradiții gastronomice, culinare, obiceiuri legate de păstrarea tradițiilor alimentare. Spatele meu, când o să fie mai descongestionat în polul, o să puteți privi o serie de afișe și să chiar și portofoliile acestor minunate elevi care au lucrat, chiar au lucrat foarte mult și au avut mai mulți pași acest eveniment. Prima dată, ei au mers, au intermediat bunici, vecini, localnici din satele, din zona Crișurilor, din oraș, din Chișinău Criș, din comunele vecinate, și au scris portofoliul după, după aceste surse, deci toate sunt autentice, au făcut afișele, după care ne-am întâlnit în clasă și am ținut un mic simpozion. Și aici a fost lucrul cel mai important, lucrul culminat, când ne-am depănat o rețetă în față de altă rețetă. Am văzut cum se face, exemplu, cârnațul la grăduce, s-a făcut cârnațul, exemplu, la zăpător, și sunt nuanțe de diferență. Tocmai asta a fost frumosul în tot acest fapt, că am văzut ce diferențe culinare, gastronomice există, în modul de preparare, în ingredientele care au dus la realizarea acestora. A fost un lucru minunat, iar rezultatul acestora, sigur că mostre n-am dus, dar avem în spate ceva la masa din mijloc, s-a dus gen și mai este ceva, care se spune că este apa vieții, adică pălinca, dar asta e numai mostra, atenție. Și o să puteți vedea aici, pe afișe în special, poze cum se taie porcul, cum se fierbe tuica, cum se decârnațul, cum se face zacusca, cum se fac anumite tipuri de dulciuri, de prăjituri din această zonă. Celebră vaza de socodor, cum este preparată în mai multe feluri.